România este departe de a reintra în normalitate. Suntem într-o stare de alertă continuă din care nu mai reușim să ieșim. Deplasarea după ora 22 va fi interzisă cu mici excepții, iar mersul la biserică nu se află printre acestea. Românii nu vor avea acces nici în acest an la slujba de Paște. Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână, iar circulația pe timp de noapte va fi restricționată mai devreme. Ieșirile pe timpul nopții sunt interzise, nici când pică Paștele Ortodox anul acesta, nici când este Paștele Catolicilor, românii nu vor putea să meargă la slujba de înviere. Adică nu vor putea lua Paște, nu vor putea lua lumină. Este al doilea an consecutiv când bucuria acestei sărbători va fi răpită. Ne dorim să fie. E, o dată pe an este sărbătoarea asta, dar e ce vrea să ne facă, noi nici nu putem nici să ne revoltăm, nu putem nimic, nicio putere nu avem. Nu vedeți că ei fac tot ce vrea ei? Nu putem. Foarte, foarte greu, când mai în special Paștele. Paștele e și catolic, și ortodox, și ne-o dorim. Nu să ne vină soldații să ne aducă lumină din lumină în scara blocului, să ne aducă împărtășani acolo. Nu e frumos. Nu, să nu se închidă. Că eu merg la biserică, că nu mă duc în fiecare duminică, nu mă duc. Că na, ești în vârstă, mă iam și pe bărbat, mi-a făcut un preinfarct acum 8 ani și când mai se supără, mai stau și acasă, dar lasă sână slujba. Să nu se închidă, că așa e bine. Ar trebui să nu închidă, nici să ne lasă să venim și noi după medicamente. Ne ține ca anul trecut, 2 ore a fost anul trecut, eu n-am putut să vin la oraș. Cea mai mare sărbătoare a creștinității, Învierea Domnului, are consacrat o slujbă specială, săvârșită în fiecare an la miezul nopții, în cadrul căreia credincioșii primesc de la clerici lumina lui Hristos, simbolul Învierii Domnului, esența credinței creștine. Și în anul 2020, bisericile au fost goale noaptea de înviere. Multe slujbe au fost transmise online.